Cum să trăim după voia lui Dumnezeu. Sfântul Teofan Zăvorâtul. Iubirea, cununa nevoințelor ascetice. Acum Domnul ne învață iubirea tot cuprinzătoare în situația pe care ne relatează Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 10, versetele 25 până la 28. Un cărturar oarecare s-a apropiat de Domnul și l-a întrebat cum poate moșteni viața de veci. Un cărturar, adică o persoană care a studiat legea lăsată de Dumnezeu, care o cunoștea bine și care ar fi trebuit să știe răspunsul la această întrebare. Tocmai de aceea Domnul i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești? Cărturarul i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Mântuitorul i-a spus, drept ai răspuns, fă aceasta și vei trăi. Astfel, Hristos a confirmat că răspunsul său este cel corect și că nici nu mai trebuie să mai întrebe despre vreo altă cale spre viața veșnică și mântuire, întrucât aceasta nu există. Iubește pe Dumnezeu și pe aproapele, aceasta este totul. Ce scurt catehism, ce lege simplă. Doar 6 cuvinte esențiale. Iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproapele. Ba chiar și un singur cuvânt, iubește. Căci cine îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, îl iubește și pe aproapele său în Dumnezeu, iar cine îl iubește cu adevărat pe aproapele, îl iubește și pe Dumnezeu. De ce există această complexitate de raporturi atât din partea lui Dumnezeu cât și din partea oamenilor? De ce avem nevoie de aceste legăminte, rânduieli, canoane, taine și un sistem doctrinar considerabil? De ce trebuie să intrăm prin poarta cea strâmtă și să pășim pe cărarea cea îngustă? La ce ne folosesc nevoințele prin care ne ostenim să intrăm pe poarta cea strâmtă și toate mijloacele duhovnicești la care trebuie să recurgă căutătorii vieții veșnice, postul, privegherea, rugăciunea și celelalte? De ce? Tocmai pentru a se înălța la iubire. Iubirea constituie floarea și rodul vieții noastre duhovnicești mântuitoare. Pentru a o dobândi, se cuvine să depunem multă muncă și efort. Precum la un copac roadele sunt precedate de flori, florile de frunze și de ramuri, ramurile de trunchi, trunchiul de rădăcină, iar rădăcina de sămânță, și cât timp trebuie să treacă până când un copac încolțește dintr-o sămânță și până când copacul acesta va da roade, așa se întâmplă și în viața duhovnicească. Mai întâi, din sămânță crește pomul ostenelilor și al nevoințelor mântuitoare, iar pomul acesta dă rodul iubirii. Aceasta își trage seva, la rândul ei, dintr-o mulțime de fapte și nevoințe zditoare de suflet, dar apoi le însuflețește și le desăvârșește singură pe toate. În adevărata sa formă, iubirea constituie un rai duhovnicesc. Reprezintă dispoziția caldă, pașnică, binevoitoare, plină de viață, purrea mișcătoare și veselă, care nu ne vizitează sufletul doar pentru o perioadă, ca un oaspete, ci rămâne ca o stare permanentă, statornică, adânc înrădăcinată, esențială și inalienabilă.
Cine are acest sentiment sau această putere, acela este pașnic, se bucură de, în el însuși de o fericire profundă și netulburată. Chiar dacă omul acesta este angajat într-o muncă necontenită, nu vede și nu simte nici munca, nici sudoarea, nici întristările și nici obstacolele. Căci dificultățile de pe cale nu mișorează intensitatea iubirii, ci o înalță, precum vântul nu stinge, ci intensifică din ce în ce mai tare flacăra focului. Așadar, iubirea este raiul, dar un rai pierdut. Dacă intri în sinea ta, nu îl găsești acolo. Acest pom al vieții nu mai crește în câmpul inimii noastre. Ne întrebăm de ce? Pentru că inima este pe de-a întregul copleșită de pomii răi ai patimilor, care înăbușă iubirea. Unde există patimile, acolo nu se găsește loc pentru iubire. Iubirea este plină de milostivire. Cum ar putea să lășlui în inimă dacă acolo predomină indiferența împietrită față de suferința altora? Dragostea nu invidiază. Deci cum ar putea trăi în inimă dacă acolo s-a sălășluit invidia? Iubirea nu se înalță și nu se mândrește. Așadar, cum ar putea rămâne într-o inimă în care domnesc mândria și slava deșartă? Iubirea nu le caută pe ale sale. Deci cum s-ar putea găsi într-o inimă în care principiul tuturor lucrurilor este iubirea de sine? Iubirea nu gândește răul. Așadar, cum ar putea trăi într-o inimă plină de patimile răutății? Iubirea pe toate le acoperă. Deci cum s-ar putea afla într-o inimă predispusă la calomnie, bârfe și clevetiri? Mai întâi, dezrădăcinați acești pomi răi ai patimilor, iar în locul lor va crește un singur pom cu multe ramuri, înflorind și dând rodul iubirii. Prin urmare, doar începeți să dezrădăcinați patimile și veți porni inevitabil pe cărarea cea îngustă și plină de întristări, vă veți confrunta cu nevoia de a recurge la toate mijloacele duhovnicești ale nevoințelor și lipsurilor, va trebui să parcurgeți toate etapele curățitoare, de îndreptare și sfințitoare ale Sfintei Biserici. Cu alte cuvinte, înainte de a intra în cetatea iubirii, va trebui să vă asumați multe osteneli și să vă îndreptați puterile spre diverse ocupații duhovnicești, să parcurgeți o pădure deasă pentru a ajunge la o pajiște îmbucurătoare plină cu flori. După cum ne învață Sfântul Isaac Sirul, cuvântul 83, iubirea este o insulă încântătoare, ca raiul desfătării. Pentru a ajunge la ea, trebuie să traversăm marea patimilor. Așa că, spune Sfântul Părinte, așezați-vă în barca pocăinței, puneți-vă cârmaci frica de Dumnezeu, desfășurați pânzele suspinelor și ale înfrângerii inimii, pe post de lopătari folosiți mijloacele de dobândire ale pătimirii și pe cele ale luptei cu patimile, iar stăpând peste toate acestea să fie atenția strictă la întregul curs al acestei lucrări duhovnicești. Lucrați în așa fel și curând veți ajunge la țărmul râvnit și veți călca pe tărâmul fericit al iubirii. Deci, vedeți că putem ajunge la iubire prin lupta cu patimile? Începem lupta cu patimile după pocăință. La pocăință ajungem din frica de Dumnezeu, iar frica de Dumnezeu se naște din credința sinceră. Aceasta este calea neschimbată spre iubire. Revigorează-ți credința că există Dumnezeu și că îi răsplătește pe cei care îl caut. Credința aceasta va învia frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu va trezi conștiința și va da naștere la înfrângerea inimii și la pocăință.
Pocăința se va încuruna cu hotărârea de a nu-L mai întrista pe Dumnezeu prin păcatele noastre, de a nu mai fi îngăduitor cu patimile și de a păși neabătuți pe calea virtuții. Lucrarea aceasta va omorâ patimile și va curăți inima. Ori inima curată este tărâmul iubirii adevărate. Când vei dobândi darul acesta, atunci nu va mai fi nevoie de nimic altceva. Le vei avea pe toate, căci îl vei avea pe Dumnezeu și Dumnezeu te va sprijini. Cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Unde este Dumnezeu, există tot ce ne-am putea dori și tot la ce putem spera. Se va întâmpla și cu tine ceea ce se întâmplă cu o clădire. Când este construită, este sprijinită cu ajutorul schelelor, iar când este finisată, toate schelele sunt luate și clădirea apare în toată splendoarea sa. La fel se întâmplă și în viața duhovnicească. Când va veni dragostea, atunci toate celelalte, care au fost necesare pentru dobândirea iubirii, vor dispărea singure. Numai iubirea va domni și numai ea le va săvârși, le va umple și le va împlini pe toate. Însă nu uita că drumul către iubirea deplină și desăvârșită nu este nici aproape, nici ușor. De aceea, ascultând filozofiile tinerilor filantropi, nu te lăsa ademenit la îndemnul lor seducător să renunțăm la toate, căci iubirea singură este suficient. Nu te grăbi să renunți la toate celelalte, ci urmărește cu răbdare toate rânduielile vieții cucernice pe care ți le propune Sfânta Biserică, pe toate, de la mic la mare. Iar iubirea adevărată, atunci când va veni, te va învăța singură ce să faci cu tot ceea ce imaturii și neexperimentații filantropi consideră a fi inutil. Dacă cuvântul nostru către noi înșine ar fi atât de puternic, încât imediat ce am spune, de acum înainte îl voi iubi pe Dumnezeu și pe aproapele meu, dragostea ar domni în inima noastră. Atunci bine ne-ar fi. În realitate se întâmplă cu totul altfel. Cu toate că gândirea și limba zic voi iubi, inima se împotrivește acestor cuvinte și gânduri și le respinge, chiar și în momentele de entuziasm față de ideile filantropice. De ce? Deoarece inima este plină de egoism, de mândrie, de senzualitate și de viclenie, care nu pot fi alungate cu ajutorul frazelor la modă. Tocmai de aceea apostolul, atunci când vorbește despre iubire, scrie: fugi de acestea și urmează dragoste. Adică tinde din tot sufletul spre iubire. Într-un alt loc zice: îmbrăcați-vă într-o dragoste. Folosiți munca grea pentru a o dobândi și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dăruiască Duhul iubirii. Pentru că oricine iubește este născut din Dumnezeu. Și pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nou. Darul Duhului Sfânt trebuie câștigat și atras. El nu poate fi dobândit doar prin cuvinte. Haideți, fraților, să purtăm cu răbdare toate cele rânduite de Sfânta Biserică și de credința noastră, nevoințele și ostenelile spre curățirea inimii, pentru a dobândi iubirea. Mai mult, să ne rugăm cu fervoare ca Domnul să ne dorească Duhul Său, care se coboare cu putere în omul nostru lăuntric. Și astfel Hristos să se sălășluiască prin credință în inimile noastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să putem înțelege împreună cu toți sfinții care este lățimea și lungimea și înălțimea și adâncimea și să cunoaștem iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoștință, ca să ne umplem de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin.